Vestea primirii unui ajutor financiar din partea CSG pentru a ajunge cu fetița bolnavă la operația din Germania a venit pentru ei ca o ușurare. Simțeau că aparțin unei comunități căreia îi pasă de necazul prin care ei trec și că pot astfel cu acești bani să supraviețuiască în Germania cât fetița va fi internată. Acum când știu că peste 2 zile trebuie să plece cu orice preț, dar nu vor avea la dispoziție cei peste 1100 de euro de la Consiliul Județean, simt că li s-au tăiat aripile. Chiar și așa, Flori și Florin au puterea să meargă mai departe. Mai e pregătit de plecare. Cine ar vrea să ne ajute, să ne ajute în continuare, și mulțumim mult tuturor care o să fie alături de noi. Noi am strâns foarte puțin acum, cineva ne-a asigurat cu transportul, dar orice sumă va fi pusă în cont, cine va ajuta, va fi pusă pentru celelalte intervenții. Pentru că acum noi trebuie să plecăm cu ce avem, nu mai contează ce, dacă avem de mâncare sau nu avem. Cu puțină la caravan noi trebuie să plecăm pentru că avem programarea făcută și nu putem să acceptăm medici acolo la Germania. Campania inițiată de Valahia TV Ajută o inimă să bată în continuare începe să își arate efectul, părinții fetiței spunându-ne că au primit câteva telefoane de la oameni de rând dispuși să-i ajute. Mai sunt 2 zile până Lorena va pleca în Germania, dar puteți ajuta încă familia Rădulescu, așa că reînnoim apelul umanitar pe care l-am inițiat acum 3 săptămâni. Doar 5 zile de la naștere, Lorena Rădulescu a fost diagnosticată cu numai puțin de 9 probleme medicale care se constituie într-o gravă malformație cardiacă. Fetița născută prematur riscă să piardă lupta cu viața dacă nu va fi operată curând la o clinică din Germania. Dacă intervenția chirurgicală ar putea fi decontată prin formularul E112, cheltuielile cu transportul, cazarea și masa părinților de-a lungul celor 30 de zile, numai la prima vizită, nu pot fi suportate de cei doi tineri părinți care abia se întrețin. Orice ajutor material este binevenit pentru ca micuța de doar 3 săptămâni să ajungă în Germania, acolo unde medicii dau cele mai mari șanse de supraviețuire. 5.000 de euro, suma de care are nevoie pentru început fetița, nu este una imposibil de adunat pentru viața unui copilaș.